Un lucru simplu pe care nu îl conștientizează multe persoane care mănâncă pentru anestezie emoțională este faptul că doar respirând profund se pot calma și dacă și-ar aduce aminte de acest impact profund de calmare al respirației, poate nu ar mai mânca atunci când nu le este foame sau nu ar mai mânca mai mult decât le trebuie la masă. Și exercițiile de respirație sunt atât folosite de ceva timp și folosite în mod științific și demonstrat științific faptul că sunt eficiente pentru autocalmare, cel puțin pentru că, efectiv, inspirând, reglăm sistemul nervos simpatic, responsabil de răspuns la stres, iar expirând, reglăm sistemul nervos parasimpatic, responsabil de starea de bine. Deci, prin alternanță de inspir, expir profund de câteva ori, se face pace în corpul uman și dacă avem nevoie de lucruri abstracte de care să ne agățăm, ar ajuta, nu știu, să, în context de stres, 5 respirații profunde și apoi să vedem. Este extrem de simplu să rămâi ca și până acum și să continui să vezi consecințele mâncatului emoțional dacă nu conștientizezi că mai sunt și alte opțiuni de autocalmare. Însă, de multe ori, persoanele care folosesc mâncatul drept opțiune de autocalmare își tot spun că nu au resurse, nu au bani sau timp să meargă la psiholog. Nu sunt nebun, deci de ce să meargă la psiholog? Mâncatul este la îndemână, toată lumea mănâncă. Poate s-ar calma cu, nu știu, tot felul de suplimente de autocalmare, dar dacă devin dependente și tot felul de alte lucruri, alte lucruri, alte lucruri, motive pe care și le tot dau, prin care să își păstreze dependența față de folosirea mâncatului drept anestezie pe masă și ar ajuta pur și simplu să conștientizezi efectiv timp de o săptămână, încearcă în loc să mănânci și vezi dacă poți să te autocalmezi prin exerciții de respirație.